vorbim despre destinul unui om care s-a sacrificat de atâtea ori pentru destinul statului Republica Moldova. Constantin Oboroc a fost consilier prezidențial, deputat și prim viceprim-ministru. Вот наш триколор, знамя нормальное, нормального народа испокон веков. Почему нам должно быть стыдно своего триколора? Соцем антальнит кулаками очи. Și m-a întrebat, tu când erai la tribună, la noi te-ai gândit? Cel mai valoros obiect pe care îl are Constantin Oboroc în casa lui este un manuscris. Discursul ce l-a scris președintelui Mircea Snegur, prin care argumenta că limba noastră este limba română și punctum. Nu voi uita niciodată cum președintele, după ce a prezentat mesajul, a pus capul pe tează, a închis ochii și eu n-am să uit niciodată fața lui luminată și împăcată. Noi n-avem ciurul care să-i selecteze pe cei mai buni dintre cei mai buni, ciurul integru. Ciurul care alege grâu din neghină despre care se vorbea la prima mare adunare națională a fost spart.